Europa FM. De 15 ani pe aceeași frecvență cu tine. Mult a fost, dar a trecut. Astăzi începe Festivalul de Film Transilvania de la Cluj. Sunt vreo 200 și ceva de filme, iar ghid mai bun decât directorul artistic Mihai Kirilov, eu unul nu cunosc. Salut, Mihai, bine Nici ai... Nici eu, salut! Bine ai revenit la interviurile bine Europa FM. Bine te-am regăsit! Avem așa, în deschiderea oficială, Relatos Salvajes, Povești Trăsnite, un film din Argentina în care publicul românesc o să recunoască, sunt convins, cel puțin în două situații. Încăierarea de pe o autostradă, mama tuturor încăierărilor de pe autostradă și amocul care l-apucă pe un inginer căruia e ridicată mașina pentru parcare neregulamentară, cred, de vreo 3 ori în tot atâtea zile. Zici că ai fi știut, deși n-aveai cum, că la începutul acestei săptămâni urma Curtea Constituțională să interzică în România ridicarea mașinilor parcate anapoda. Apropo de Wild Tales, ca să bifăm și titlul englez, da, al englezesc al filmului, pe care filmul e mai cunoscut, am mai avut parte de o controversă acum o lună, cred, toată povestea cu accidentul aviatic, pentru că deci el vine la pachet cu o încărcătură destul de serioasă. Comedia asta neagră va inflama, cred, din mai multe direcții, dar să nu uităm, la urma urmei it's just a movie, să ne bucurăm de el. Și apropo de încăierarea de pe autostradă, da, ne bucurăm că o să avem și un reprezentant din partea filmului, e vorba de unul dintre protagoniștii episodului cu încăierarea respectivă. El cheamă Walter Donado, el de fapt nu e actor, e un actor non-profesionist care e un ambasador foarte bun pentru film. A mai jucat acum câțiva ani tot într-un film pe care l-am avut la TIFF, El Bombon. El, în viața reală, este antrenor de câini, are o crescătorie de câini, de luptă, și da, va fi invitatul special al TIFF-ului la gala de deschidere cu Wild Tales. Da, știm pe de altă parte că viața imită, nu arta imită viața. Viața imită prost filmul. Viața imită prost filmul, exact. Și apropo, că tot vorbeai de felul în care începe Relatos Salvajes și de accidentul acela aviatic, e vorba de un pilot care trântește avionul, adică scrie German Wings pe întreaga afacere, taman din deschidere, ca să fim siguri, să știm că în ce ne băgăm. Ca să știm, exact, da. Asta, de fapt, e un... Dacă cineva mi-ar cere să definesc filmul de la TIFF, filmul, da, filmul cu fumare, e într-adevăr o întreprindere în care trebuie să știi foarte bine de la început în ce te bagi, ca să nu te plângi după că n-ai știut sau că n-ai vrut și că ai fost băgat cu forța. La filmele de la TIFF, în special la unele dintre ele, intri pe propria răspundere și nu arăți cu degetul când ieși. Ajungem îndată ajungem și acolo, la sunt convins. Umbre și sunt la convins. Fără limită, dar sunt aș mai insista un pic asupra filmului de deschidere, nu de alta, dar după cum bine zici, este o comedie neagră inspirată de fapte perfect plauzibile, adică sunt întâmplări de viață acolo. Nu intru în discuția despre nunta care se face praf spre finalul filmului, dar e o comedie cu un substrat, aș zice, cât se poate de serios. Omul constată că suntem într-o situație anapoda, economic, politic, după cum vrei să judeci, și că lumea când și când parcă totuși are dreptul să o mai ia razna. Da, ai pus punctul pe ei, nu știu ce să mai adaug. Și întâmplător, adică faptul că filmul oglindește, sigur, ca orice film, realitatea transfigurând-o și felul ăsta absolut spectaculos pe care îl face Wild Tales, e cel mai bun indicator că e un film care de anul trecut, de când a avut premiera la Cannes, a fost foarte bine primit, s-a vândut, cred, în toată lumea. România este, cred,
printre ultimele teritorii în care filmul a fost achiziționat pentru distribuție și da, cine îl ratează la TIFF îl prinde după 12 trebuie să știe, iunie exact, normal. Trebuie să știe că filmul va intra în rețeaua curentă de distribuție. E un film care s-a distribuit deja în lume cu foarte mare succes și sper, nu ies prea multe filme argentiniene la noi pe ecrane, dar sper ca toată această încărcătură comică, dramatică, conectată în felul ăsta foarte bizar la realitate să atragă spectatorii, exact. Argentina de altfel aduce cu România din mai multe puncte de vedere, unul dintre ele fiind cinemaul făcut acolo, nu neapărat stilul de cinema practicat de argentinieni, cât prospețimea filmelor de acolo, faptul că sunt foarte interesante și de altfel avem anul ăsta la TIFF un focus Argentina, 13 titluri, n-am apucat să văd dintre ele decât How Ha cu Viggo Mortensen, care a fost deja arătat la București, exact. A fost arătat, a trecut așa ca o boare prin vreo câteva cinematografe discret, dar am citit foarte, foarte de bine vreo câteva cronici, vreo câteva articole și despre Mariposa Fluturele, tradus la noi, de exemplu. Da, cu Argentina, România are niște afiliații interesante cu Argentina. Mi-aduc aminte când am fost în Argentina prima oară în 2007, în vacanță, nevrând să aud nimic de film. Cum e, când mergi într-o vacanță după o supradoză de film, de festival, de și așa mai departe, nu am avut scăpare pe unde mă întorceam, unde mă duceam, dădeam peste oameni care nu voiau să vorbească decât de noul cinema românesc. La vremea respectivă era 2007, cu o întârziere drept considerabilă pe ecranele din Buenos Aires, rula Moartea domnului Lăzărescu, care era tradus Noaptea domnului Lăzărescu la noce de senior de Lăzărescu. Toată lumea era extraordinar de excitată de ce se întâmplă în filmul românesc. Mai mult decât atât, peste tot unde mergeam mă întâlneam cu oameni din industria de film argentiniană. Într-un bar undeva la ora 1 noaptea am întâlnit-o pe directoarea festivalului, just like that, pe directoarea festivalului de film independent de la Buenos Aires, Bafici, cel mai mare festival de film din America de Sud, Violeta Bava. Nu o menționez cu totul întâmplător, pentru că ea va fi anul ăsta la TIFF, e pentru prima oară când vine în România, e un membru al juriului internațional și partenera mea de curatoriere a acestui focus Argentina. Și în paranteză fie spus, ca să bifăm complet filiațiile dintre cele două țări. A fost foarte interesant proiecția de anul ăsta de la Berlin cu filmul lui Tudor, De ce eu, pentru că și felul în care presa argentiniană în principal a reacționat la filmul lui Tudor Giurgiu, De ce eu, inspirat de moartea procurorului Panait, pentru că o situație absolut similară trasă la Xerox, exact, s-a întâmplat în Argentina. Ea este aproape calchiată după realitatea regretatului procuror Panait și, într-adevăr, presa argentiniană a fost foarte, foarte excitată de filmul ăsta, care sunt convins că va fi distribuit în Argentina. Și da, e bine de știut că în România, în Argentina, filmele românești ies pe ecrane uneori înainte să iasă pe ecrane în România. Mai stârnesc și dezbateri interesul unor teoreticieni ai filmului, adică sunt analizate serios, nu trec așa pur și simplu, hai să bifăm și asta. Și, într-adevăr, am avut această idee de a monta acest focus Argentina, pentru că, într-adevăr, se poate vorbi de un nou val și acolo. Toate filmele astea, 13 bucăți, sunt foarte variate. Personal, salut întoarcerea la TIFF a lui Miguel Cohan, care a câștigat trofeul Transilvania acum câțiva ani cu Sin Rit-
Ritorno, Fără întoarcere, un film cu, mă rog, unul dintre actorii mei argentinieni preferați, Leonardo Sbaraglia, care apare în Incidentul de pe autostradă din Wild Tales și care mai apare într-un film argentinian care mi-a plăcut foarte mult anul trecut când l-am văzut la San Sebastian, fiind cumva în minoritate. Filmul a fost, spre surprinderea mea, cam fluierat, se cheamă Aer liber, Aire libere, o dramă conjugală, un soi de Marți fără Crăciun, Marți după Crăciun, fără amantă, despre disoluția unui cuplu în care de fapt nu e nevoie de o terță parte pentru ca lucrurile să o ia razna, pur și simplu este această plictiseală care se poate întâmpla într-un cuplu, ducându-l încet încet așa la o disoluție. Mariposa, despre care ai vorbit, da, e filmul unui cineast argentinian foarte interesant, Marco Berger, care cred că este deja la al patrulea, dacă nu mă înșel, chiar al cincelea film. Majoritatea filmelor lui au fost arătate la Berlinală și ăsta a fost arătat la Berlinală. Chiar i-am cunoscut pe băieți acolo. Și un film despre, nu știu dacă ați văzut, Sliding Doors. E, cred că, referința, unul din filmele referință despre realități paralele. Ce se întâmplă... The Butterfly Effect. Exact, The Butterfly Effect. Iau metroul, se întâmplă una. Nu prind, se închid ușile, se întâmplă alta. Cam asta se întâmplă și aici. Și e foarte interesant, e foarte interesant cum sunt montate aceste două povești, în care un accident de fapt de mașină duce povestea în două direcții diferite, și un film plin de candoare, chiar dacă atacă subiecte destul de puțin ortodoxe, da, pentru că e acolo puțin incest, e acolo puțină sexualitate incertă și așa mai departe, dar e un film foarte cald, cu oameni frumoși și într-adevăr foarte spectaculos în felul în care se trece de la o realitate la alta, practic continuând, nu repetând situații, ci continuând o situație dintr-o realitate cu o situație din altă realitate, întorcându-te la realitatea principală. E un film foarte deștept gândit. Alunecă planurile. E un film foarte deștept gândit, da. Dar preferatul meu din tot focusul Argentina e un film pe care l-am stat anul trecut la Locarno, un film care a fost în competiție, din păcate nu a luat absolut nimic. El se cheamă Dos Disparos, două împușcături. Un film cu un început absolut extraordinar, un puști care găsește în casa părinților săi un pistol și, fără absolut niciun motiv, se împușcă. Oh. Nu știi de ce, nu știi ce îl mână în luptă, după cum nu te aștepți ca după aceste două împușcături el să supraviețuiască și filmul să continue ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar e drept că toată această zărghire narrativă trimite filmul într-o zonă de un comic absurd, practic cum toate personajele care gravitează în jurul acestui adolescent procesează într-un mod foarte alabaster kit în acest punct de pornire. E un film de un comic foarte special și n-aș putea să-l povestesc. E unul dintre acele filme care nu poate fi povestit, dar odată ce intri în el, dacă ai acceptat convenția și funcționează foarte bine. Din Argentina vine și unul dintre filmele din competiție, Incendiul, de Juan Schnittmann. Dar mă tem că deja la competiție avem un mare favorit. Ai ales Despre oameni și oi înainte să fie premiat la Cannes la Un certain regard cu premiul cel mare. A câștigat secțiunea. Da, n-aș risca să spun care sunt marii favoriți. Sunt jurii și jurii, oameni și oameni. Probabil că un alt juriu la Cannes nu ar fi dat premiu filmului islandez, care mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că deja știți că am o slăbiciune aparte pentru filmele islandeze. Anul ăsta, pentru a doua oară relativ, când am două filme islandeze în program, e drept, ele sunt făcute în coproducție, ba cu Danemarca, ba cu alte țări, dar sunt povești
povești pur sânge islandeze și într-adevăr povestea din despre oameni și oi, paranteză fie spus, am forțat un pic traducerea românească a titlului original, care trebuie spus înseamnă berbeci, da? Uh-huh. Nu știu câtă lume s-ar fi dus să vadă un film care se cheamă Berbeci, deși într-un fel despre asta e vorba despre doi frați care sunt încăpățânați ca niște berbeci și care într-adevăr sunt forțați să se apropie după o tăcere de 40 de ani în care nu și-au mai vorbit. Afli de-a lungul filmului de ce au ajuns în punctul ăsta de criză și sunt forțați practic să facă front comun în momentul în care turmele lor ancestrale transmise din generații în generații de berbeci, mândria regiunii și mândria familiei lor, sunt lovite de un virus care le amenință cu extincția. Exact. Și felul, de fapt, în care sunt foarte multe lucruri acolo. O poveste foarte simplă, foarte eficientă, impecabil jucată, cu același umor foarte deadpan, foarte special islandez și teribil de emoționant. Am scris, cred, în câteva interviuri că filmul ăsta conține cea mai tulburătoare imagine dintre toate filmele pe care le-am la TIFF anul ăsta. Este imaginea finală, nu o vezi venind și nu-ți vine să crezi în momentul în care asiști la ea, evident că nu voi spune care este, dar valorează greutatea ei în aur, într-adevăr. Dar întorcându-mă la punctul de pornire, da, nu știu, sigur că pornește în pole position, cum se spune, dar practic toate filmele din competiție de anul ăsta mi se pare că au un cârlig, în special pentru public. Mi-ar fi foarte greu să anticipez care va fi filmul care va lua premiul publicului, pentru că și într-un fel ăsta a fost și pariul meu personal. Nu că n-am vrut să aduc film extrem de art experimental și așa mai departe pentru cei puțini care apreciază experimentul și așa mai departe, filmul de autor extrem. Nu e ca și cum n-ai fi făcut o cale de 13 ediții exact, până acum. Exact, adică merg mai... Dar m-a interesat în special anul ăsta ca filmele din competiție făcute de cineaști, fără la primul sau al doilea film, să reușească, să încerce să ajungă la public, să fie prietenoase cu publicul, să-și propună. Știm că foarte mulți regizori, sigur cei extremi, spun n-am făcut un film pentru public, am făcut un film pentru mine, pentru prietenii mei și pentru încă câțiva 25 de fericiți care vor vedea ceea ce am vrut eu să spun. Nu, aici sunt foarte multe filme care flirtează cu convențiile filmului de gen. Am filme de acțiune, am film noir, am melodramă, dar sunt filme în care în principal povestea și povestea foarte articulată, foarte fluidă este cea care împinge filmul din punctul zero până la final, cu întrebări cu interpretări absolut extraordinare. Și da, m-a interesat acei cineaști care, beneficiind de mijloace de producție inevitabil precare, da, cum reușesc să maximizeze potențialul, acest handicap, da, de pornire. Și într-adevăr sunt filme care, din punctul meu de vedere, cum e filmul iranian Melbourne sau filmul bulgăresc The Lesson, care a făcut deja un circuit festivalier impresionant, deja a ieșit în America în distribuția curentă a filmului de artă, un lucru absolut remarcabil. Filmele astea reușesc să aibă niște scene de suspans mai puternice, mai inventive, mai generatoare de preinfarct decât un film american decât Inception, da, sau mai știu eu ce. Din situații absolut mundane reușesc să te aducă pe marginea scaunului. Torcându-mă la filmul din Argentina, da, am mai zis-o, mai am câteva slăbiciuni personale pentru filmele intimiste, filmele făcute în două, hai să zic, maxim trei personaje. Mi se pare un pariu extraordinar pentru un cineast să reușească să țină o poveste într-un spațiu restrâns cu două personaje, cu tot riscul de a fi apropiat de teatru, ceea ce mie nu mi se pare că se întâmplă. A fost cazul lui Stockholm anul trecut. Exact, care a și câștigat competiția, care a și câștigat, apropo, și e cazul, se ține în două personaje cale de vreo trei sferturi. Exact. Atât. E în acea situație cu incendiul, El Incendio, The Fire, un film de debut, Juan Schittman, ai spus și tu, un film
din nou despre disoluția unui cuplu, un film care vorbește foarte mult despre criza financiară din Argentina, despre încredere în cuplu, despre vulnerabilități, despre răsturnarea raportului de forțe. Și un film care exact asta face, despică în 2, 4, 9, 200 o relație conjugală, doi actori absolut extraordinari, doi actori tineri, cumva mi-a adus aminte de energia foarte specială a actorilor din Stockholm, niște scene de o intensitate absolut tulburătoare. Mai apar câteva personaje, ele sigur sunt cu rol mai mult sau mai puțin decorativ, pentru că povestea în principal este axată pe aceste două personaje și majoritatea filmului se întâmplă în spații închise. Toată lumea te întreabă, Mihai, și știu că e una dintre întrebările care nu neapărat te enervează, dar te plictisesc, să spun, care e desenul din covor, care e firul roșu în competiția fiecărui an, dar am impresia că am identificat-o în locul tău anul ăsta. Oareșcare, să-i spun, criză în familie, în relațiile cu ceilalți, în societate, pentru că mă uit un pic peste sinopsisurile câtorva filme. Parisul Nordului, tot în Islanda, spuneai că sunt două filme în Islanda, un profesor retras într-un sătuc primește vizita tatălui și nu iese bine, criza nu întârzie, crize de familie și în Radiator, în un film din Marea Britanie, în care tata se așează pe canapea și nu se mai ridică de acolo, la revedere ura, sau Melody, despre o mamă surogat, ca să nu mai vorbesc de franțuzescul Nopți de vară, secretul întunecat și, sper eu, și puțin amuzant al unui cuplu aparent perfect. Da, sigur, criza în general, că este economică, că este de cuplu, că este economică, că este socială, că este narrativă uneori, da? E mustoasă. E mustoasă, e un generator bun de conflict narrativ, da? Majoritatea filmelor pe care le-ai menționat pleacă într-un fel, se construiesc în jurul unui tip de criză, da? Parisul Nordului e un film foarte, foarte drag mie, pentru că e făcut de un cineast foarte tânăr pe care l-am întâlnit la New York, tot așa, una din acele întâlniri absolut întâmplătoare în mijlocul străzii și în momentul în care peste 2 ani i-am selecționat primul film lativ, Either Way, care a fost ulterior făcut la Hollywood, Prinț Avalanche, cred că se numea. Avalanche. A fost refăcut mai prost. Mi-am dat seama că știu din acea noapte de la New York. E un tip foarte special care la fel gândește niște povești cu economie salutare de mijloace. Aici e vorba de criza relației dintre un tată și un fiu cu mult alcool, pentru că vorbim de Islanda, cu multă dificultate de relaționare amoroasă. E un film foarte plăcut, da? E un film foarte, foarte tandru, dar care are zonele lui dark. E o scenă acolo care te ia prin surprindere și nu știi exact la ce te uiți. Melodie mi s-a părut important să, și mă așteptam de fapt de mult un film care să abordeze full frontal, cum se spune, această problematică a mamelor purtătoare și a mamelor surogat, care într-adevăr există. Întâmplător am un prieten care a trecut prin toate experiența lucrurile astea și mi s-a părut interesant să o văd replicată într-un film. Un film care, sigur, păstrând proporțiile, dar te duce un pic cu gândul și la persoana, e vorba despre lui Berman, pentru că e vorba de acest transfer, aici e vorba de un transfer matern, da? Ce se întâmplă între o femeie care dorește să fie mamă și nu poate, și o femeie care poate să fie mamă, dar nu își dorește neapărat lucrul ăsta, pentru că de asta acceptă să rămână însărcinată și să doneze copilul celei care își dorește
dorește de fapt să-l aibă și nu poate. Și toate lucrurile, film, o melodramă foarte reținută, în care se întâmplă foarte multe lucruri la nivel de transfer de personalitate, transfer de maternitate, și cu, din nou, câteva twisturi destul de imprevizibile. Și pentru că tot am amintit, da, Radiator, am o slăbiciune specială pentru filmul ăsta, pentru că e un film în care joacă Richard Johnson, e, nu știu câți dintre cei tineri știu de el, probabil nimeni, dar... Cel din columna. Richard Johnson este cel din columna, da, este un actor britanic care în anii 70 a fost un sex simbol pentru România, vorbi cu generațiile părinților, prietenilor mei care suspinau după Richard Johnson, care într-adevăr arăta într-un mare fel, un actor cu o carismă absolut extraordinară. Ăsta este cel mai nou film al lui, el nu a mai făcut foarte multe filme în ultima perioadă. Și e o poveste despre ce se întâmplă când copiii devin când părinții devin copiii noștri, exact. Și ce mi se pare remarcabil în filmul ăsta și puțin pe muchie e faptul că, da, este chiar povestea regizorului, un regizor foarte tânăr britanic care va veni la TIFF, Tom Brown, care a încercat la modul terapeutic, presupun eu, să rezolve într-un film de ficțiune ceea ce nu a reușit să rezolve în viața reală. E vorba într-adevăr despre părinții lui și despre felul în care a gestionat el în realitate această criză de familie, această criză a bătrâneții, acest transfer de fapt de autoritate în relația părinți și de răspundere în relația părinți copii. Am citit un interviu cu el absolut sfâșietor în care într-adevăr mărturisește că a încercat în film să facă acele lucruri pe care nu le-a făcut în realitate în momentul în care... Și de ce spun că este un pic pe muchie? Pentru că decizia lui de a filma exact în casa părinților lui, spațiul, cred că l-ar face gelos pe cel mai reputat scenograf, este un triumf al scenografiei, dar fără ca ea să fie avut nevoie de un scenograf. Casa este o casă încărcată de lucruri, dar care pare... Care pare croită, da, o casă încărcată, o casă în care tot acel trecut al părinților eroului și, în extensie, al regizorului poartă încărcătura timpului și toată emoția relației lor. Și Richard Johnson, ca să mă întorc, el face un rol absolut extraordinar. De fapt, amândoi, sigur, există acolo o urmă de amur, pentru că e o disecție a relației de cuplu la vârsta senectuții și felul în care se negociază dependența asta în cuplu și felul în care morocănoșenia de fapt trece drept dragoste și invers, și personajul feminin care o interpretează pe soția lui Richard Johnson este Gemma Jones, din nou actriță britanică absolut extraordinară. Mama lui Bridget Jones, ca să-l vindem și celor mai tineri, apropo. Exact. E un film foarte emoționant și un film foarte, dar pe de altă parte, foarte, foarte reținut și are o scenă de un comic. Cred că foarte mulți dintre noi o să ne recunoaștem proprii, fie tați, fie bunici, în personajul interpretat de Richard Johnson, cu lucrurile lui adorabile și pe de o parte și iritante. Teamă-mi e să nu ne recunoaștem pe noi înșine în filmul ăsta. Și ca să închidem așa frumos, da, pentru că ai menționat Stockholm, cred că există anul ăsta Stockholmul acestei ediții, este tot un film spaniol, el se cheamă 10.000 de kilometri și e literalmente un film între două personaje, este din nou radiografia unui cuplu care este forțat de împrejurări să trăiască la distanță, sunt cei 10.000 de kilometri din titlu, drept care filmul, după o scenă inițială de vreo aproape 20 de minute, o scenă de amor continuată cu
scena care declanșează de fapt conflictul și anunță această distanțare în spațiu, filmul se mută pe Skype. Mi-am dorit dintotdeauna să văd un film pe Skype, integral pe Skype, și într-adevăr asistând la toată această alternanță de ecrane, m-am întrebat cât filmul poate să țină, cum o duce? Exact, cât poate să țină, și răspunsul este cumva din nou, ne întoarcem la realitate, da? Și de ce ne temem, nu scăpăm într-un fel. Această tehnologie care e menită să ne apropie nu face decât să ne distanțeze exact la acel număr de kilometri la care suntem în viața reală. Și emoțional, prin această fabuloasă tehnologie menită să ne țină aproape, emoțiile ajung și ele să se distanțeze la același număr de kilometri. E un film și el foarte, foarte sfâșietor într-un fel, cu doi actori extraordinar de carismatici. Chiar trebuie să ai doi actori carismatici în momentul în care... Când faci un film pe Skype, îți trebuie oameni în el. Îți trebuie oameni foarte carismatici, pentru că știm cu toții, când vorbim cu XY pe Skype, arătăm ca dracu. Camera... Când nu ai un operator, când operatorul este webcam-ul și nu e nimeni care să te filmeze, ai cam sfeclit-o. Drept care e important că actorii au carismă și amândoi au o carismă extraordinară. Nu știu cum ne descurcăm, Mihai, la zilele filmului românesc anul ăsta la TIFF, nu de alta, dar de-abia aștept să văd pe Dita mai ecranul de la Republica Aferimului Radu Judei. E genul de film care impune un ecran mare, imens, și pe deasupra avem cele trei foarte recente hituri românești de la Cannes. Avem Comoara lui Porumboiu, iarăși a câta oară, a treia, premiat la Un Certain Regard, cred. Exact. Radu Muntean, Un Etaj Mai Jos, cred că am citit cele mai bune critici de care a avut parte Radu Muntean în întreaga carieră de până acum pentru Un Etaj Mai Jos, și Ramona lui Andrei Crețulescu, Tăcută, un scurt metraj aproape mut în care... Ramona a tăcut și a făcut, într-adevăr, la propriu și la figurat, tace și face în film, și a făcut bine și la palmaresul din Se vende la critic. Chiar eram alături de Andrei, aproape toată echipa plecase în aceea zi, am fost singur alături de el și Codruța Crețulescu, producătoarea filmului, și într-adevăr a fost extraordinar momentul în care am aflat că este câștigătorul premiului Canal Plus, care e un premiu foarte prestigios. Mi-am adus aminte că este un premiu pe care l-a mai câștigat Hanohofer pentru ajutoare umanitară acum câțiva ani, și e un premiu extraordinar pentru că de fapt el oferă... Care e problema cu scurtmetrajele? Facem scurtmetraje, unele sunt extraordinare, dar ce facem cu ele? Cine Dumnezeu le vede? Cine Dumnezeu le vede? Și mi se pare, ăsta chiar este un premiu extraordinar pentru că oferă unui film șansa de o vizibilitate extremă. Dacă nu Canal Plus, atunci cine ți oferă ție cea mai bună vizibilitate pentru un scurtmetraj? Și sigur, filmul flirtează foarte smart cu convențiile filmului de gen, drept care e cum nu se poate mai potrivit pentru un canal de televiziune. Și eu sunt foarte curios pentru că mi-am luat un risc. Comoara lui Corneliu Porumboiu e ceva foarte simpatic cu filmul lui Corneliu. Mare parte din film se întâmplă în aer liber, pe un tăpșan. Ajungi în cele din urmă și într-o groapă, pentru că, dar se întâmplă pe un tăpșan, da? Pe un tăpșan într-o curte verde foarte frumoasă, aproape antonioniană. Te duce cu gândul la parcul ăla verde din Blow Up, da, în care frunzele foșnesc, în care nimic nu se întâmplă, dar în care la un moment dat, pixelat, vezi... Stă să se întâmple ceva. Și în filmul lui Corneliu stă să se întâmple ceva, cu cât sapi mai adânc în groapă pe urmele Comorii, cu atât stă să se întâmple ceva. Nu știi ce se întâmplă. Ce e remarcabil în filmul lui Corneliu este că nu știi niciodată în ce direcție merge, nu știi niciodată
dacă găsesc sau nu găsesc comoara și sau dacă o găsesc ce este Dumnezeu acea comoară și dacă o găsesc ce fac cu ea și așa mai departe. Mie deja că am spus prea multe despre film, dar cred eu toate filmele, e foarte important ce context oferi fiecărui film. Ai zis foarte bine, da, Ferim e un film care merită văzut pe un ecran, e obligatoriu, pe un ecran mare, pentru că are o imagine extraordinară și e un film la care, cel puțin pe partea de scenografie și pe partea de direcția artistică, costume și așa mai departe, s-a muncit enorm. Poate mai mult decât la toate filmele noului Val făcute în ultimii 10 ani. Da? Aproape sigur, da. Aproape sigur. Și da, e un film care merită cel mai mare ecran cu putință din Cluj. După cum, întorcându-mă la Comoara, mi s-a părut interesant să ofer șansa acestui film de a fi, da, încercat așa un soi de punere în abis. Vom face o proiecție cu filmul pe un tăpșan, da? Într-un parc de sculptură al unui sculptor foarte, foarte excentric din Cluj, Erno Barna, unde avem de regulă evenimente sociale, da, că e barbecue, că pentru invitații români și străini, dar e un spațiu, de fapt, anul trecut când am stat mai mult acolo, mi-am dat seama că e un spațiu perfect pentru o proiecție de film și de atunci mi-am tot stors creierii să mă gândesc ce film ar fi potrivit pentru locul ăla. Așa, un deal pe care publicul poate să stea liniștit ca la o șezătoare și pe platou, în vale, cumva să ai ecranul și să proiectezi film. Și mi se pare o idee foarte mișto să vezi pe un tăpșan un film despre trei căutători de comori care sapă un tăpșan. Că mi se pare o punere în abis foarte, foarte simpatică. După cum, la fel de interesant, mi se pare să proiectez filmul ăsta în Piața Unirii. Este ecranul cel mai mare din Cluj, este spațiul cu publicul potențial cel mai numeros, da? Am avut în Piața Unirii... Întotdeauna se umple piața aceea avut, și se stă pe lângă. Se stă pe lângă, pe borduri, pe din afară, la restaurantele, ferestrele, la crâșmele, la ferestre și așa spate, mai departe. Da? N-aș putea să compar filmul ăsta cu niciunul dintre cele pe care le-a făcut și cu nimic, de fapt, din ce s-a făcut în filmele românești recente, poate și pentru că este filmul cel mai luminos, filmul cel mai... la modul literal, da? Adică e cel mai luminos și cel mai hopeful, cel mai dătător de speranță. E o dimensiune rar privilegiată de Cornel. Filmul românesc are o dimensiune de basm, de fapt e un basm, dar cu foarte multe umor și cu un umor foarte special. L-am revăzut la Cannes alături de directoarea artistică a Festivalului de Film de la Chicago și întotdeauna e foarte interesant să vezi un film românesc cu un străin lângă tine. Sunt curios să vezi unde o să râde. Pentru că reacțiile sunt, cum să spun, la prima mână, sunt la o aruncătură de cot, cum ar veni, și nu de puține ori am fost surprins să o aud pe Mimi Ploșe, care și ea va juriza filmele românești de anul ăsta de la TIFF, să o aud râzând înaintea mea. Am luat-o ca o insultă pe de-o parte. Cum să râzi înaintea mea? Eu trebuie să râd primul, că eu înțeleg mai bine. Eu ar fi trebuit să prind poanta mai repede. Exact. Și sigur, pe lângă toate aceste filme românești pe care le așteptăm la Cluj, e extraordinar că avem aceste filme care vin la Cluj direct de la Cannes. Există... Oferta e foarte consistentă. Oferta este foarte consistentă. Pe de o parte, pe de altă parte, am micșorat un pic numărul de filme din competiție, da? Zilele filmului românesc de regulă au o secțiune competitivă consistentă din motive pur tehnice și umane, să-i spunem, am decis să micșorăm selecția pentru că e vorba de un juriu care trebuie să vadă un număr de filme în cele două zile și jumătate în care se întâmplă zilele filmului românesc și, într-adevăr, este enorm să ceri unui juriu să vadă 12, 14, 15 filme în două zile jumate. Încep personajele să curgă dintr-un film în altul. Adică juriul principal vede 12 filme de-a lungul unei săptămâni. Să ceri juriului de film românesc să vadă 12
12 filme în 2 zile și jumătate este un pic cam mult. E drept că m-am gândit la lucrul ăsta și am restrâns cumva oferta din programul competitiv, având grijă să alternez. Într-adevăr, foarte, foarte judicios filmul... cum este Comoara lui Corneliu Porumbeu, pe care l-am inclus în competiție, dar și filme ale unor cineași debutanți care își vor arăta pentru prima oară filmele la Cluj, cum e cazul celei mai plăcute surprize pe care am avut-o eu anul ăsta vizionând filmele înscrise pentru Zilele Filmului Românesc. E vorba de primul horror românesc în format found footage. El se cheamă Be My Cat, a film for Anne, al unui băiat din Rădăuți, Adrian Sofe. Abia aștept să-l cunosc la Cluj. Un horror la Rădăuți care reușește, sigur, pornind de la premiza că nu am bani, dar îți dai seama că dacă ai o idee beton și știi să o urmărești cu sânge rece și cu o brilianță narrativă, de fapt, economia de mijloace nu mai înseamnă nimic. E un film de o complexitate și perversiune absolut delicioase. Nu mai țin minte acum câți ani era chiar în competiție la TIFF un film indian din care dispărea personajul principal la jumătate, pur și simplu. Încurajez oamenii să vadă filmul ăsta, pentru că e un model, într-adevăr, e un model extrem de cum poți face film și iată, film de gen, da? E un film despre ce înseamnă cinema, despre ce înseamnă adorația fanilor, despre și până la urmă despre limitele pe care despre până unde poți merge pentru a obține ceea ce îți dorești. Asta e o temă în cazul de față pe Anne Hathaway. nici mai puțin. Empatizez foarte mult cu această misiune, nu pentru că aș fi un fan Anne Hathaway, ci că pentru că dar ce frumos ar fi să nu o mai văd în chiar atât de multe filme, da. Hai să fiu drăguț. Există un documentar foarte special, se cheamă Bondoc. E un documentar de debut. Vreau să insist asupra cineaștilor tineri care au făcut film în regim independent, da? Pentru că mi se pare că e o reușită extraordinară. Un film despre un bătrân în vârstă de aproape 80 de ani, un fost șahist, care sigur simte, probabil toți bătrânii ajuns la această vârstă, apropierea morții. Este un film care sigur se joacă foarte, foarte reținut și la modul foarte puțin manipulativ cu melodrama, da, care vine la pacheta omului care se plânge că ai mei au murit, o să mor și eu. Filmul începe într-un cimitir în care personajul principal își vizitează familia și mormântul prietenului lui șahist, în onoarea căruia are loc în fiecare an un turneu de șah. Filmul urmează cumva convențiile documentarului observațional, dar care are genul ăla de structură în care acea poveste, care acel arc narrativ este acest turneu în care Bondoc se înscrie pentru a câștiga. Deci pornești din start cu acest suspans. O să iasă sau nu? Și ce înseamnă lucrurile? E un personaj absolut adorabil. M-am îndrăgostit de el și care te ia cumva prin surprindere, pentru că într-o prima parte a filmului propune un tip de abordare a vieții, a propriei vieți, a lumii din jurul lui, și în a doua parte are o evoluție foarte simpatică, foarte surprinzătoare, pe care din nou poți să empatizez, pentru că și eu mă super când pierd, da? Am mai vorbit, Mihai Chirilov, și cu alte ocazii despre secțiunile Supernova și Fără Limită, filme consacrate la festivaluri de afară în cea din tâi, filme la care, după cum spuneam la început, intri pe propria răspundere în cea de-a doua secțiune, însă anul acesta mi-a sărit zdravă în ochi altceva, o secțiune nou-nouță, Words Are Very Unnecessary, cu
cuvintele sunt de prisos pe românește. Schepsisul acestei secțiuni mă unge pe suflet. Filme în care se vorbește puțin sau deloc. Sau deloc. Și titlul care zic eu ar fi obligatoriu este Tribul lui Miroslav Slaboșpițchi, ucrainianul care m-a, apropo, amuțit anul trecut când i-am văzut acest lungmetraj. Da, Tribul a fost de fapt, am zis Tribul pe de-o parte, filmul de debut ucrainian care a câștigat anul trecut la Cannes, pe de-o parte și filmul unui obișnuit al TIFF-ului și al filmului țicnit coreanul Kim Ki-duk, încă mai primesc mesaje legate de filmul Möbius de anul trecut, acea dramă dipiană dusă la extrem și care într-adevăr nu avea nevoie de absolut niciun cuvânt. Se gemea și se țipa unde era cazul și cam și asta era tot. Cazul în foarte multe situații. Nu am inclus Tribul în această secțiune, l-am nominalizat ca fiind punctul, sămânța care a generat-o, pentru că secțiunea tematică de la TIFF, în paranteză fie spus, cred că TIFF-ul e singurul festival care are o secțiune tematică care diferă de la an la an. În fiecare an îmi propun să detectez un trend, o direcție și să sap, precum personajele din filmul lui Corneliu în căutarea unor comori, și am săpat ceva anul ăsta, în momentul în care mi-am propus să găsesc aceste filme în care se vorbește foarte puțin sau aproape deloc, mi-am capacitat absolut toți prietenii festivalieri, omologii mei din festivaluri internaționale, chiar și agenții de vânzări ai firmelor partenere cu care lucrăm. A fost foarte comic răspunsul unora care mi-au zis da, noi lucrăm cu filme de artă și distribuim și vindem, dar până și chiar și pentru noi dar ce vrei acest tu, format este prea hardcore. Adică deja avem dificultăți în a vinde un film, rusescul The Fool din programul de anul ăsta, care este un film din punctul meu de vedere care e punct ochit, punct lovit, vă sfătuiesc să-l vedeți, e un film pe care am ieșit îngrozitor de deprimat și supărat pe viață, cum ieși de regulă de la filmele rusești care îți dau cu bâta în cap și îți vine să... E cumva tradus prin test sau e... Nu, The Fool este tradus prin nebunul. A, bun. Test. Nu are nevoie de traducere pentru că este tot test, dar... ca să mă întorc, da, e această secțiune tematică pe care cumva am pus-o cap la cap și sunt foarte fericit de ea și sper să mai circule și în alte festivaluri, pentru că într-adevăr mi se pare un pariu extraordinar pentru un cineast să reușească să spună o poveste fără să recurgă la cârjele vorbelor, la cârjele dialogurilor. Sunt câteva din filmele din acest program care nu au absolut niciun dialog, e un lucru absolut remarcabil, și care nu sunt eseuri vizuale sau mai știu eu ce. Sunt povești cu început, mijloc și sfârșit și în care nu simți, de fapt, că asta e foarte important, să nu simți că este o convenție a regizorului. Cuvintele rămân de prisos, chiar și alea care sunt spuse în film. Una peste alta, da, e... cred eu, cea mai apetisantă și provocatoare propunere de anul ăsta de la TIFF și, într-un fel, un lucru pentru care colegii mei de la departamentul de subtitrări îmi sunt foarte îndatorați, chiar și cei care trebuie să stea acolo în fața ecranului, tu vii la Cluj și știi cum este. O, da. Există un om care stă în fața ecranului cu ochii în computer, cu ochii pe ecran, cu degețelul tot timpul în priză să dea replica următoare. Replică, și în secunda în care a întârziat un pic replica, deja începe lumea să... Deja începe lumea să
să foșnească. Că tot vorbim de filme, hai să le spunem mute, deși probabil nu ăsta e termenul cel mai potrivit. Am lăsat intenționat la final, spre sfârșit, ceea ce aș numi filiera germană de la TIFF 2015. Nu de alta, dar unul dintre filmele preferate ale mele din întreaga istoria cinemaului are parte de o proiecție cu acompaniament live, Berlin, Sinfonia unui oraș, un, nici nu știu cum să-i spun, pseudo-mocumentar din 1927, Berlinul dis de dimineață până la lăsarea nopții. O zi din viața, exact. O zi din viața Berlinului, un documentar hibrid în perpetuă mișcare și aș spune o capodoperă de montaj, între altele. Este ceva uluitor. Da, e trupa Zenzile care va avea și un gig a doua zi după această proiecție. Nu am văzut nici eu show-ul integral, doar bucățile pe care ni le-au trimis pentru promovare și ce există evident pe YouTube, dar asta e o constantă la TIFF, filmul mut, cu cât mai special și cu cât mai neașteptat montat în paralel cu muzică, cu atât mai bine. Da, anul ăsta nu este singurul mix de film și muzică. E o propunere foarte variată, pentru că alături de Berlin, Sinfonia unui oraș acompaniat de Zenzile, există Tabu a lui Murnau, acompaniat de Christine Ott la un instrument rar folosit, se cheamă un martino, care este soi de pian electric, precursorul pianului, da? Un spectacol la scară mare care capacitează filarmonica și orchestra operei din Cluj. Vorbim aici de 10 de instrumentiști care vor interpreta live o partitură nouă pentru un film puțin cunoscut în România, un film care se cheamă Escortata, filmat la Cluj la începutul secolului trecut de cel care avea să regizeze câteva decenii mai târziu filmul Casablanca. E vorba de Michael Curtis. El, sigur, Michael Curtis este o adaptare a numelui lui din buletin. E un film care a fost restaurat de în Ungaria, de Hungarian Film Fund, de Mogher Film Unio, și va fi un eveniment. Pot deja să divulg că am primit cifrele. Nu mai sunt bilete, asta îmi spui. Într-un fel, da. Adică a fost campion la vânzări anticipate și luăm deja în calcul încă o proiecție. Ipoteza, da, posibilitatea unei suplimentări. De la Caligari la Hitler, iarăși în văduvita în această discuție, secțiune Ce se întâmplă documentarule, ca întotdeauna pusă frumos pe șine de Ana Maria Sandu, iarăși cinema german interbelic, expresionismul și fricile acelei epoci. De altfel, titlul este al unei cărți de istorie a cinemaului de Siegfried Krakauer. Exact, și e un triumf al montajului. E un triumf al montajului felul în care această istorie, da, e pusă cap la cap și face parte cumva din dorința noastră de fiecare an de a oferi câteva trufandale pentru acei cinefili puri și duri care nu vor doar să vadă filme, ci și filme despre istoria filmului, da. Să mai și afle niște lucruri. Și pe lângă From Caligari to Hitler mai există, sigur, balansând pe versantul comic al lucrurilor, un documentar turcesc, coproducție cu Germania, despre cultura pop și cultura copiatului în filmele turcești. Practic, nici eu nu știam lucrul ăsta. În anii 70 și anii 80, filmul în Turcia a beneficiat de o strategie
strategie nouă. S-a făcut enorm de mult film, în special pentru comunitățile rurale, care au explodat, încasările erau absolut fabuloase. Grija pentru cum se făceau acele filme era mai scăzută, pentru că filmele se făceau în 3-4 zile și erau copiate fără rușine și fără absolut niciun drept după ultimul hit de la Hollywood. Este și o latură serioasă, pentru că lucrurile azi în Turcia nu stau foarte bine. Din multe puncte de vedere, dar na, unde ne doare din acela al filmului, dar este... Eu am râs cu lacrimi când l-am văzut anul trecut la Locarno și îmi pare rău că nu am reușit să aduc unul dintre filmele fara a acestui val de copiere, da? Un film cool care se cheamă Omul care a salvat lumea, care e o combinație de tot ce s-a făcut la Hollywood, felul în care e incorporată muzica din Nașu, practic sunt sute de filme care au folosit soundtrack-ul de la Nașu, e absolut remarcabil, iar toate aceste scene, în momentul în care le vezi, sunt dărâmătoare, interviuri cu oameni, actori care au făcut 1000 de filme. Foi. Deci este halucinant. Și pe astea eu le includ tot în acest program neoficial de la TIFF de istoria filmului, da? Am lăsat intenționat chiar la capătul acestei discuții cele două proiecții de pe 3 și de pe 6 iunie cu Paris, Texas de Wim Wenders și întâlnirea cu Nastasia Kinski, un sex simbol de adevăratele, apropo, și aș zice inima acelui extrem de emoționant film. Cum de-ai convins-o să treacă puțin și pe la noi? Băi, îi sunt recunoscător lui Vlad Ivanov. Anul trecut am fost la un festival de la San Sebastian, un festival pe care de câțiva ani am început să-l frecventez și care a devenit preferatul meu din vari motive. Practic toate lucrurile se aliniază perfect în acest festival. Vlad Ivanov a fost membru în juriul competiției principale, a avut-o ca partener de juriu pe lângă Marjan Satrapi, cea care a făcut Persepolis, și pe Anastasia Kinski. L-am rugat să faciliteze o întâlnire de 30 de minute cu ea. Ia, am invitat-o la TIFF anul trecut în septembrie. Din septembrie până în aprilie 2015 nu am mai auzit nimic, până în momentul în care am primit un mesaj în care... Da, mulțumesc. Un mesaj cu da, mulțumesc. Cum facem? Am ales filmul Paris, Texas pentru că nu doar pentru că e unul dintre preferatele mele, nu doar pentru că este unul dintre cele mai bune filme ale lui Wenders. Nu pentru că a luat Palme d'Or. Și nu neapărat pentru faptul că Anastasia Kinski nu apare în acest film în fiecare cadru. Adică mi se pare, ba dimpotrivă. Apare chiar foarte puțin, dacă apare chiar foarte puțin și apare și apare la final, adică în termeneau și se lasă mult așteptată, dar și când vine. Dovadă că nu e obligatoriu ca un actor să fie pe ecran de la început până la sfârșit pentru a dovedi ce poate. Apariția Anastasiei Kinski în Paris, Texas, în ultimele 25 de minute pentru două scene și acel monolog absolut, absolut fabulos, sunt suficiente. Sigur, am avut la dispoziție mai multe filme ale Anastasiei Kinski, test în care într-adevăr apare, am avut Exposed al lui James Toback, am avut Mariah's Lovers al lui Konchalovsky, de ce nu Cat People, film cult al lui Paul Schrader, dar am decis să merg pe Paris, Texas, iar Anastasia Kinski, cu care am fost în legătură, mi-a spus, dacă tu consideri că acesta este cel mai reprezentativ film pentru mine și pentru tributul pe care vreți să mi-l faceți, susțin, pentru că este și unul dintre filmele mele preferate. Și nu în ultimul rând, pentru că ar fi pentru prima oară în România când Paris, Texas se vede pe un ecran mare se vede pe un ecran mare într-o versiune
recent restaurată digital, la 3 luni deja de la premiera cu această versiune restaurată digital de la Berlinale. Dacă n-ați văzut Paris, Texas, e obligatoriu, aș spune, o să ne mulțumiți cu jumătate de gură după aceea. Cunosc pe cineva care a plâns vreo câteva zeci bune de minute după ce s-a terminat, de a trebuit să fiu psiholog fără voie. Dar dacă l-ați văzut, iarăși e binevenită revederea pe un ecran mare. TIFF 2015, 200 și ceva de filme. Mihai Kirilov, mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu, ne vedem la Cluj!